Bun găsit, prieteni, am întors la Sport Report și continuăm să discutăm despre cel mai important subiect al zilei, ceea ce se întâmplă la Dinamo. În mod normal, această emisiune trebuia să aibă loc după finalul meciului Dinamo-Chindia, meci restant din prima etapă de după pandemie. Nu s-a jucat atunci pentru că magazinerul celor de la Dinamo a fost depistat cu coronavirus. E, acum situația e mult mai gravă pentru Dinamo, pentru că numai puțin de 6 jucători, dintre care 5 titulari, da, oameni de bază, au și ei COVID-19 și din acest moment situația la Dinamo se complică teribil, iar amenințarea retrogradării este, să spunem, mai mare ca niciodată. Evident că meciul cu Chindia din această seară a fost reprogramat, amânat. De asemenea, partida cu Chindia, considerată în deplasare de duminică, a fost și ea amânată. Peste 5 zile, jucătorii de la Dinamo vor fi retestați, dacă toate testele vor fi negative, atunci se va intra din nou în ritmul pe care îl avea Dinamo, plus aceste două meciuri care și ele trebuie reprogramate. Discutăm despre ce se întâmplă și la FCSB. De asemenea, de la ora 22 vom transmite în direct meciul Real Madrid-Villarreal. E un meci foarte important pentru că în cazul în care va câștiga, Real Madrid devine matematic campioană și cred că este un succes mare de tot pentru Zidane într-un moment în care, să ne ducem aminte, prea echipa Real nu se afla în cea mai bună dispută și iată, cu toate acestea o duce foarte aproape de un nou titlu de campion. Alături de mine în platou la această oră, George Ogăraru. Te salut, George, bună seara! Bună seara! Mulțumesc mult de prezență. De asemenea, Cosmin Băleanu, te salut, seara. Cosmin! Seara. Discutam despre Dinamo și la precedenta emisiune eram aici cu Nicolae Dică și cu Ioan Andone. Andone arunca în cumva vina toată pe jucători. Lipsa lor de responsabilitate, faptul că s-au expus, să te duci, nu știu, în locuri publice, știind că o chestiune de genul ăsta și dacă te infectezi, practic, afectezi în acest mod clubul, ești de aceeași părere. Nu știm exact ce s-a întâmplat, cum au luat, de unde au luat. Da, de undeva sigur au luat, adică asta este cert. E foarte greu să-ți dai seama ce s-a întâmplat cu adevărat. Apoi, nu știu, aș aștepta și confirmarea acestor teste. Știți că au fost suspiciuni și la meciul viitorului și ați văzut că testele au fost... Atunci testele au fost invalide. Eu sper să fie... Nu e același lucru. Un alt fel de răspuns acum, pentru că în această situație, pentru Dinamo este foarte, foarte complicat și... Deși erau într-o situație ingrată, cu atât mai mult acum cred că îi paște Liga a doua. O spun cu durere așa, deși eu sunt stelist, dar văzând că o echipă care n-a retrogradat niciodată este cu un pas în groapă, problemă mare. În groapă se poate interpreta acum cu un picior în groapă, știi? Crezi că jucătorii poartă vina, mă întorc la ceea ce spunea Andone, pentru că nu s-au ferit, pentru că nu s-au protejat, pentru că până la urmă, iată, în ghilimele, au reușit, da, să se infecteze. Și avem cazuri de la celelalte echipe. Că eu dădeam exemplu, un play-off, în afara acelui caz cu doctorul de la Botoșani, el cumva din exteriorul echipei, că nu a avut să contact, nicio echipă, la niciun dintre teste, și cred că s-au făcut până acum 6 teste pentru fiecare echipă, n-a ieșit pentru pozitiv. Pentru fiecare jucător. Și pentru fiecare jucător și cred că și pentru staff și pentru cei din conducere. La un moment dat spuneau cei de la Viitorul că testaseră 36 de persoane la o singură testare. Cei de la Botoșani spuneau că au avut o testare pentru 50 de persoane, adică testaseră inclusiv personalul de la bucătărie, absolut pe toată lumea și erau vreo 50 de persoane. Așa mulți are Botoșani? Da. De asta spun, adică există alte exemple în care vedem că habar n-am, s-au protejat, s-au ferit, costă, da. Suportă echipele? Echipele, da. Singurele teste, înțeleg, care nu sunt suportate de echipe sunt cele care pentru retestare, cum ar fi acum cei 6 depistați pozitiv, trebuie retestat să fie confirmat și testele astea le suportă DSP-ul. E vorba despre asumarea responsabilității, cred că, unde avem lacune grave. Și nu știu dacă vine din cultură sau din obișnuința aceasta și din poate lipsa educației sportive. Pentru că atunci când ești atât de expus și știi foarte bine că urmează un test și nu te protejezi, cu siguranță că ai ceva probleme legate de responsabilitate. Și asta naște foarte multe semne de întrebare. Da. Cum este Dinamo din situația asta? Păi, situația e complicată, evident, din punct de vedere sportiv. Însă, cum spunea și George și cum spunea și Ioan Andone, lumea trebuie să înțeleagă că lumea, oamenii, suporteri, în sfârșit, că fotbaliștii
că fotbalul este cam singurul sport, nu pun la socoteală Formula 1, da? Care se joacă, se ține în această perioadă de pandemie, au alte responsabilități. Oamenii ăștia au, din punct de vedere al felului în care ei respectă regulile, că nu stau în cantonament, s-a renunțat la povestea asta, ei nu sunt ca un om normal. Sau n-ar trebui să fie ca un om normal. Regulile lor trebuie să fie mult mai stricte. Pentru că poartă povara performanțelor, rezultatelor în echipe. Drept asta dovadă. Una și a doua... Adică el nu trebuie să fie ca noi, ne mai dăm cu ăla, ne mai punem o mască, avem o grijă, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, nu ești tu aici mâine, noi o rezolvăm. Pe asta spune. Și adică la oriunde, în orice domeniu, nu știu. Pe care o pot face de acasă jucătorii. Da. Că sunt, da? Chiar și băncile, oamenii care lucrează la bănci sau nu în altă știu parte. Dacă li s-a spus, nu știu dacă li s-a spus atât cât să înțeleagă cât de important este să respecte regulile și să se ferească și să nu facă niște lucruri pe care le făcea un om normal în perioada asta. Chiar și un om normal. Da, eu cred care se ferește pentru propria lui sănătate, a familiei și așa mai departe. Ei au alte responsabilități. Da. De spus, sunt sigur că li s-a spus. Și pentru eu că cluburile eu sunt că foarte sunt conștiente. Puțin, da. Da. Poate că este vorba de superficialitate. Cum să nu-i condamnăm acum, să nu-i răstignim pe oameni. Dar cum să faci? Ei trebuie să înțeleagă că nu se pot duce la magazinul din colț cum ne ducem noi, nu se pot duce cu metrou, cum am mers eu astăzi de două ori și așa mai departe. Adică nu pot. Trebuie să știe că se expun unor riscuri și consecințele sunt altele decât la o activitate normală. Da. Nu mai spun că este în ochii atâtor oameni. Hai să zicem că asta contează. Cel mai important este sănătatea lor și a familiei și a celor din jur. Sigur că asta este primul lucru. George, că te întrerupsese, Cosmin. Apropo de superficialitate în privința jucătorului. Adică până la urmă, repet, el cred că poartă vina. La un moment dat, înainte de startul campionatului... Nu doar jucătorul poartă vina. Dar cine? Poartă vina toți cei care l-au educat până a ajuns în punctul acesta. Păi, ok, dar un jucător la... N-ai 14 ani. Să te țină de mână, să nu te duci, să... Păi da? Până la 14 ani, ai 10 ani, ai 7 ani, există educația de acasă, există profesorii de la școală, există mulți factori care te aduc în punctul acesta. Și dacă noi, față de alte campionate, suferim în felul acesta și avem cu două etape, trei etape... 5, mă rog, în cazul lor, înainte de finalul sezonului, 6 jucători bolnavi de, înseamnă că e o mare problemă. Da. S-au ars niște pași, s-a trecut superficial peste niște etape. Pentru că avem jucători, practic, din perspectiva vârstei, pe o plajă largă, da? Adică l-avem pe Ricardo Grigore, care este și jucător eligibil U21, da? Dar avem și Lazar, chiar Mihai Popescu, Mârgelat. Poate interesant rezultatul anchetei, pentru că foarte probabil unii dintre ei au luat de la ceilalți. Păi, nu cred că dintr-o dată apar 6 la Dinamo, toți 6 luând din metrou, din piață... Orice anchetă epidemiologică faci, nu poți să știi exact de unde ai luat. Da. Adică Lazar poate să vină să spună, cred că am luat de acolo sau m-am expus, dar nu-mi dau seama de unde, că e greu să... De asta spun că au apărut în același timp mulți. 6, da. E posibil să fi luat și între ei. Da. Au fost arbitri, să nu uităm că sunt arbitri. Da, tocmai numai într-o singură echipă și 6 și dintr-o dată, că dacă luau unul săptămâna trecută, cum a fost la Petrolul, să zicem, m-au luat, uite că nu s-a mai întâmplat nimic sau nu știu pe unde și mai te trezeai peste încă o săptămână cu unul, puteai, numai nu practic, care facem noi anchetă. Practic, regimul care intră că... Dinamo, ca să avem o comparație, este ce s-a întâmplat la Petrolul. Da, Petrolul i-a scos pe cei 6, câți erau, sau 5, mă rog, 6, 7, dar nu sunt și oameni din afara da, echipei. Da, nu erau doar jucători, dar și jucători, că erau Hamza, Nicolo, Bărboian, erau jucători importanti acolo, i-a scos pe cei 6 și a mers mai departe cu ceilalți. Asta se va întâmpla și la Dinamo. Da, numai că în această seară, președintele lui Dinamo, da, Bălănescu, solicită întreruperea campionatului și spune ce relevanță mai au rezultatele lui Dinamo dacă noi jucăm fără 6 jucători de bază. Și că cerem să se întrerupă campionatul. Eu și să nu retrogradeze nimeni, nu? Păi bănuiesc că dacă altfel dacă retrogradează cele care sunt pe locuri, Dinamo iarăși e, depinde să spunem. Cum se... Păi și asta nu sună tot așa o spălare pe mâini și neasumarea responsabilității. Ba, da? Eu nu putem să spunem că jucătorii nu și-au asumat responsabilitatea, dar nici eu ca și conducător nu mi-asum responsabilitatea, că toți sunt jucătorii mei. Dacă s-a întâmplat la mine în club, cu toții am greșit, nu? De ce să dai exemplul acesta de neasumarea responsabilității? Ce treabă au celelalte echipe? Dacă tu ai știi greșit. Cum e George, până la urmă, el încearcă să-și apere interesul, dar și interesul e să nu retrogradeze Dinamo. Spunem lucrurile cum sunt. Dacă se face împărțirea aia norvegiană, puncte la meciuri, cum iese acum, să zicem, mâine? Bine,
Păi iasă, e interesant, da. Aia e o variantă sau asta actuală, dar nu au același număr de meciuri, adică ar fi, o luăm de la capăt cu povestea CSM-ului. Da, că nici Turin nu a avut același număr de meciuri când s-a făcut mini-play-off-ul la Liga 2 și s-a trecut peste, nu s-a ținut cont de chestiunea asta. Să se pregătească la TAS, să pregătească dosarele, să pregătească... Bun, acum știi de ce poate fi și clubul într-o oarecare culpă? Pentru că vedem că este singura echipă la care s-a întâmplat așa ceva. Bă, din toate echipele astea 14, doar la Dinamo avem. Lăsăm la parte Medicul. Liga, nu, a mai fost și Botoșani, dar nu a fost în jucătorii. Medicul da. Care... Hai că l-aveam la telefon pe Iustin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste. Iustin, te salut, bună seara! Vă salut și eu și pe dumneavoastră și pe ceilalți invitați. Da, George Ogăraru și Cosmin Băleanu în platou. Discutam situația asta de la Dinamo și aș pleca de la solicitarea sau, mă rog, declarația pe care a făcut-o președintele celor de la Dinamo de oprirea campionatului. Evident că interesul lui Dinamo cam ăsta e momentul ăsta pentru că e într-o situație foarte complicată. Acum te întreb direct pentru că ești, conduci Liga, da, Liga Profesionistă, care organizează campionatul. Cum ți se pare această solicitare și dacă ea are, să spunem, sorți de izbândă, repet, din perspectiva celor de la Dinamo, care vor să se oprească în acest moment? A spune că, în primul rând, este o solicitare criminală raportată la bugetul tuturor celor 14 cluburi din Liga 1. Pentru că e clar că obiectivul nostru a fost încă din luna martie, aceea de a termina competiția în forma programată inițial. Am făcut toate eforturile în acest sens. Am reușit să convingem toate cluburile de necesitatea de a juca în formula pe care am convenit-o cu partenerii media. Ori o astfel de solicitare și mai ales o astfel de acțiune de a întrerupe competiția nu face altceva decât să prejudicieze cluburile, pentru că există un contract de drepturi TV, există anumite obligații și nu cred că se pune problema la momentul acesta să întrerupem competiția, atâta vreme cât avem date pentru a merge mai departe. Înțeleg problema pe care o are domnul Bălănescu, îmi pare rău că a ajuns acolo, sunt sigur că ar fi putut fi luate măsuri mai bune în cadrul clubului, nu mai contează, nu are sens să căutăm vinovați, îi se putea întâmpla absolut oricui. Există un lot de 25 de jucători, în momentul ăsta ai 6 testați pozitiv, avem 19 jucători disponibili, avem partea de junior, de unde mai pot fi aduși 2-3 și, bineînțeles, motivați să dea totul pentru a rămâne în Liga 1. În același timp, Dinamo e un brand important pentru noi, adică să ne înțelegem. Ne dorim cu toții ca Dinamo să facă performanță în fotbal românesc și să nu fie pe loc unde e acum. Dar în același timp, cred că e nevoie de o însănătoșire a clubului și această însănătoșire nu poate fi susținută decât prin contractul de drepturi TV și onorarea lui. Am înțeles. Deci, practic, această variantă de oprirea campionatului este exclusă și nu e luată în calcul de ligă, măcar pentru acest moment sau pentru niciun scenariu? Din punctul meu de vedere, având programul în față, mai sunt doar câteva etape, nu? La play-off mai sunt 3 etape, la play-out sunt un pic mai multe. Eu cred că suntem foarte aproape de a finaliza competiția și de a ne atinge obiectivul pe care ne-am propus în luna martie, așa încât nu cred că putem lua în calcul acest scenariu. Și repet, eu cred că Dinamo poate găsi soluții pentru a finaliza competiția și așa atâtea obiectivele într-un mod onorabil. Spune-mi din perspectiva lui Dinamo ce urmează. Deci meciul de astăzi a fost amânat, meciul de duminică și el amânat, nu? Corect, meciul de duminică va fi amânat pentru că, așa cum bine știți deja din cazurile precedente, avem acel regulament al Federației Române de Fotbal, se va face o retestare în cazul tuturor jucătorilor și a membrilor staffului tehnic în cinciile de la momentul apariției cazurilor pozitive. Adică marți ar fi dat retestarea, dacă toți sunt negativi... Pe 21, cred, da, 21, marți e 21, marți. Sper să nu mă înșele memoria. Marți e 21, ok, să spunem că la acea testare toți ies negativ. Dinamo va juca restanța cu Hermașa care este programată joi? Da, în momentul ăsta da, în momentul ăsta și este gândit programul, vedem exact ce se întâmplă la retestare. Iustin, am și eu o întrebare, Cosmin sunt. Bănuiesc că înainte să se înceapă sezonul ăsta, ați avut o discuție cu cluburile, cu președinții, cu... ați pus la cale într-un fel sau altul cum se va încheia sezonul. Mă gândesc că așa ați avut o discuție, da? Corect, am avut două sau trei. O întâlnire, poate chiar mai multe, normal. La această discuție, sau câte ori fi fost ele, li s-a spus, oameni buni,
aveți grijă. Dacă se întâmplă, că se poate întâmpla, ați luat în calcul și varianta asta, că era ideal să nu se întâmple. Sunt convins că ați spus rău înainte, că dacă e bine, merge mai departe și la revedere. Dacă e rău, cum e cazul lui Dinamo? S-a stabilit, domnule, dacă e rău și sunt 3, 5, 6 cazul lui Dinamo, s-a stabilit ce se întâmplă? Da, competiția merge mai departe. Deci au știut de la început toate cluburile, numai cazul lui Dinamo. Acum, domnule, dacă vi se întâmplă să aveți oameni virusați, 3, 5, 7, nu știu ce număr s-o fi stabilit, mergem înainte. Au știut de la început povestea asta. Categoric, au știut toate cele 14 cluburi și au fost conștiente de faptul că trebuie să aibă grijă. Competiția exact, să aibă grijă și să terminăm competiția în formatul inițial, tocmai pentru a nu exista prejudicii de natură economică. Pentru că hai să fim realiști, gândiți-vă că s-ar putea să ne pândească o criză economică la nivel global. Numai de afectarea bugetelor pe sezoanele următoare n-aveam noi nevoie în Liga 1 și eu cred că la acest moment astfel de declarații sunt periculoase. Eu deja am avut două telefoane cu deținătorul de drepturi media care mi-a spus că acele declarații fac rău și pun în pericol onorarea obligațiilor contractuale conform înțelegerii scrise între cele două părți, respectiv Liga și EAD. Declarațiile lui Bălănescu sau care declarații? Da, declarațiile reprezentantului clubului Dinamo, da. Bun, dar repet, Bălănescu și apără interesul. Acum ce interesul. Să spună Bălănescu? Să jucăm în 8 ca asta, să retrogradăm? Eu de-aia am întrebat. Bălănescu a știut din martie care sunt riscurile. Și Bălănescu martie, aprilie, hai să spunem și aprilie. Toți aprilie și toți ceilalți 13 au știut. Gândesc că li s-a spus, oameni buni, merge mai departe ca să vă luați banii. Că trebuie să vă luați banii, da? Dar dacă se întâmplă, asta nu înțeleg. Că se va întâmpla, asta e, se întâmplă, mergem mai departe, nu închidem competiția. Corect. Sau, corect. Dar dacă sunt 10, să zicem, nu știu, Doamne ferește, încă o dată, că cel mai important lucru în toată ecuația asta nu sunt banii, nu... Adică se poate ajunge și la varianta în care un club să piardă la masa verde cu 3-0 un meci pentru că nu are jucă... Am mai discutat subiectul ăsta la un moment dat din ce mi-amintesc și într-adevăr am spus că se poate ajunge în această situație numai în măsura în care se va putea demonstra că există o culpă a clubului în privința neprogramării meciului. Adică nu poți să te joci cu 3-0 cu atâta ușurință, mai ales dacă nu există o acoperire regulamentară. Și încă o dată, cred că obiectivul e să jucăm fotbal pe terenul de joc și nu prin birourile administrațiilor. Punem rău înainte. Până când se poate împinge finalul campionatului în play-out? Că eu oricum spuneam că este o veste, singura veste bună în tot nebunia asta este că lucrurile s-au întâmplat în play-out, care poate fi întins dincolo de 2 august. În play-off era mai complicat. Așa e. Păi oricum, după câte știți, inițial barajul de promovare era programat pe 5 și pe 9, schimbasem datele, le-am împins un pic, acum le împingem mai departe. Categoric că pe 22 august începe sezonul următor de Liga 1 și de Liga 2. În momentul de față lucrăm cu un scenariu cu meciurile de baraj pe 15 și 18 august. Și vedem împreună cu Federația și cu deținătorii de drepturi media dacă la momentul acesta mai e oportun să joci dublă manșă sau o poți juca într-o singură manșă. E clar că există și presiunea calendarului și vedem dacă găsim soluții în sensul de a respecta regulamentul, respectiv de a avea două manșe. Am înțeles. Adică e posibilă și varianta în care barajul să fie un singur meci, manșe unică. O luăm în calcul. Nu trebuie să fim absurzi, mai ales în astfel de momente. E clar că noi trebuie să împingem trei etape. Adică noi o să mutăm etapa din 29, era o intermediară, o împingem pe 1-2 și consecința e că împingem și următoarea etapă. Adică vom mai avea o etapă pe 8-9 și o etapă undeva la mijlocul săptămânii. Iustin, cum se va proceda privind reprogramarea meciurilor lui Dinamo? Deci să luăm cazul fericit, marți sunt retestați negativ, joi ar fi acea restanță cu Herma, așa, după care cum se procedează? Adică se joacă prima dată restanța cu Chindia și apoi meciul considerat în deplasare cu Chindia? Da, respectăm ordinea din cadrul etapelor, adică mai întâi programăm meciul amânat asta. Asta e și ideea. Adică, că am văzut declarația domnului președintele clubului de Chindia, Ghergu, și i-am spus foarte clar că se va respecta regulamentul, adică nu programăm peste ordine. Deci nu jucăm returul de la Chindia și după aia programăm turul. Programăm meciul în ordine în care trebuie să se discute. Am înțeles. Ați avut vreo discuție astăzi cu cei de la Dinamo, nu știu, cu Bălănescu, în privința situației pe care o traversează clubul? Au fost da, a fost domnul Bălănescu la Ligă, ne-a spus despre ce este vorba și
am căutat să găsim soluții. Înțeleg că el e într-o presiune permanentă acolo, e clar că are nevoie să-și apere interesul, în același timp însă trebuie să facem o distinție între interesul personal, individual sau unui club și interesul colectiv. Interesul colectiv al tuturor celor 14 cluburi din Liga 1 este să nu piardă bani din contractul de drepturi TV. Bineînțeles, așa cum a spus și dumneavoastră, având în vedere și dezideratul de a proteja sănătatea tuturor celor implicați în competiția sportivă. Avea vreo explicație privind modul în care cei 6 s-au infectat sau vreo bănuială? Că nu, știu... nu avem nicio explicație. Vă repet, nu am primit nicio explicație. Vă repet, cred că e tardiv să căutăm vinovați. E clar că poți să stai în prezența unor asimptomatici și să te trezești bolnav de COVID. Repet ceea ce am spus tot timpul. Nu sancțiunile și nu genul ăsta de abordare, dar arăta pe altul cu degetul e ceea ce poate rezolva problemele fotbalului. Trebuie să colaborăm, trebuie să fim mai responsabili și apropo de am avut o intervenție la o altă televiziune, a intrat și domnul Stroie la acea emisiune, ministrul sportului, și într-adevăr în momentul de față nu neapărat trebuie să ne gândim la o reîntoarcere în cantonamentele acelea închise, însă e clar că atât la nivelul play-off-ului cât și al play-out-ului ar trebui să existe o înțelegere mult mai mare a situației din partea tuturor celor implicați și în sensul acesta mâine vom recomanda tuturor cluburilor să țină jucătorii și ceilalți membri ai clubului într-un fel de autoizolare la domiciliu și singura deplasare să fie la antrenament și înapoi la domiciliu. Adică să fie un fel de cantonament, dar nu un cantonament, gen da, acasă nu, și... Stai acasă, dar nu mai stai să te plimbi prin alte părți, stai acasă, mai sunt 2 săptămâni, cred că poate respecta oricine aceste recomandări și ne-ar ajuta să terminăm competiția și mai ales cred că recomandările astea ar trebui să fie pe deplin respectate de cluburile din play-off, unde nu prea ne permitem să ne confruntăm cu cazuri de COVID, având în vedere acel termen limită de 3 august la care trebuie să ridicăm echipe participante în cupele europene pentru sezonul următor. Da. Să transmiteți clubului Dinamo că inclusiv televiziunile, adică aici suntem și noi parte, ne dorim continuarea campionatului și da, să avem meciuri să le transmitem, că până la urmă nu este vina deținătorilor de drepturi că o echipă, nu știu, nu se protejează sau din cu totul alt motiv se infectează și nu mai putem transmite meciurile. Că așa, de exemplu, vă spun ce probleme apar, mai ales când afli în aceeași zi, că nu mai transmiți un meci, că trebuie să schimbi grila și că trebuie să faci cu totul alte emisiuni și cu totul alt program. Adică, apropo de chestiunea asta, că se militează pentru întrerupere. Tot timpul m-am pus și în rolul celelalte persoane, indiferent ce pretind. Și așa este, trebuie să protejăm și interesul deținătorilor de drepturi media, pentru că la rândul lor au și ei, nu? De onorat contracte mai departe. Exact. În viață. Și dacă tu nu onorezi acele contracte, la un moment dat există și acolo un impact financiar. E clar că tot impactul ăsta financiar, de fapt, în felul ăsta se traduce. Dacă tu nu desfășori meciurile, la un moment dat televiziunea pierde din publicitate, tu pierzi în drepturile de TV și jucătorul pierde din contractul de activitate sportivă, nu? Efectul vine în lanț. Dar să știți că Bogdan Bălănescu, așa cum îl știu eu, și până la urmă suntem chiar amici, e o persoană responsabilă și eu sunt sigur că după ziua asta proastă pe care a avut-o, se va gândi mai atent la ceea ce reprezintă interesul comun al tuturor cluburilor din Liga 1 și își va schimba poziția. Două chestiuni, Justin, în final. Nu te privesc în mod direct și nu sunt chestiuni care să privească Liga, dar... Știu că stăpânești foarte bine regulamentele și aș vrea să aflu două păreri de la tine în două spețe foarte importante. Prima, este sau nu în culpă FCSB, inclusiv Sepsi, în privința semifinalei de Cupa României, pentru că l-a folosit FCSB pe Vlad? Știi povestea cu cartonașele galbene care în ROAF sunt precizate anumite, să spunem, lucruri, iar în regulamentul disciplinar cu totul alte lucruri, de când se anulează ca faza competiției și la Sepsi, mă rog, Buena, care era în aceea situație. Din punctul tău de vedere, FCSB riscă să piardă la masa verde, da sau nu? Bun, atâta vreme cât ajungi într-un litigiu, știți cum e, orice parte poate câștiga și poate pierde, așa încât în momentul de față e o procedură disciplinară în desfășurare,
am înțeles că acea comisie a rămas în pronunțare și mâine vom avea un verdict. E clar că e o neconcordanță la nivelul regulamentelor sportive care trebuie îndreptată și ne putem aștepta la orice. E clar că am o opinie, însă aș prefera ca până la momentul la care se pronunță comisia să o păstrez pentru mine și pentru o discuție privată. Și a doua chestiune, cum ți se pare legitimă solicitarea Craiovei ca finala Cupei României să se desfășoare după finalul campionatului pentru a nu afecta integritatea competiției, spuneau cei de la Craiova în argumentația pe care o aveau? Știți că am analizat acea solicitare. Ea a venit cu o zi înainte să avem o întâlnire cu reprezentanții Federației Române de Fotbal pentru a discuta calendarul pentru sezonul următor. Ne-am văzut cu domnul Bodescu și cu Felix Grigore. În primul rând, i-am spus domnului Rotară că, din perspectiva mea, eu nu cred că există vreun club din Liga 1 și mai ales în play-off care să nu-și apere corect șansele, pentru că a pierde un loc în clasament înseamnă a pierde sute de mii de euro, iar în perioada asta să pierd sute de mii de euro mi se pare un gest nepotrivit. Însă, din păcate, nu am găsit soluții. Și de ce spun asta? Cei de la federație au spus am programat-o pe 22 tocmai pentru a avea un anumit interval pentru a o putea reprograma dacă apare vreun caz de COVID la vreunul din cluburile implicate în ultima fază a competiției, în finală. Da? Pentru că ai acel 22 plus 5 zile sau 21 sau 20 plus 5 zile, deja te duci și aproape de finalul lunii iulie. Ori dacă am fi programat acel meci după finalizarea competiției, unul la mână rămâneam descoperiți dacă exista vreun caz de COVID și doi la mână nu am fi respectat termenul prevăzut de UEFA pentru comunicarea echipelor participante în cupele europene. Ca idee, nu era vorba de disputarea după finalul competiției, Liga 1, ci undeva pe 29 iulie, din ce mi-aduc aminte. Însă dacă iei data de 29 iulie și în preajma acei date ar fi apărut, Doamne ferește, vreun caz de COVID la unul din cluburile implicate în finală, termenul ăla de 5 zile te făcea să depășești 3 august, ori în această situație, din păcate, a trebuit să refuzăm solicitarea celor de la Craiova. Nu e problemă că finala o să fie Iași-Dinamo, deci îți dai seama cum se dă peste cap programul cu finală Iași-Dinamo. Nu știu, vedem mâine. Da, vedem mâine, glumesc, dar vreau să zic, e posibil, deși înțeleg că din partea Iașului nu există o speță pe meciul... Da, așa am înțeles și eu, că în momentul de față există un litigiu doar între Dinamo și FCSB. Da. Că și asta mi se pare interesant, mă rog, explicațiile celor de acolo de la Iași, fiindcă din moment ce s-ar da câștig de cauză celor de la Dinamo, automat s-ar presupune că ar trebui să se dea câștig de cauză. Reguli și regulamente clare pe înțelesul tuturor, dacă sunt. Dacă mulțumesc, nu sunt. Mulțumesc mult, Iustin, pentru intervenție și pentru dialog. George, ți se pare, dacă ai fi să ai un vot, da, într-o comisie, și să decizi pentru oprirea campionatului, pentru că, mă rog, ce susține Dinamo, sau pentru continuarea campionatului în mod normal și Dinamo să-și asume. Asta e. Am răspuns înainte să intervină domnul Iustin Ștefan și mă bucur că are și dânsul aceeași părere și dumneavoastră aceeași părere, și anume că nu e justificată cererea celor de la Dinamo și campionatul trebuie să meargă mai departe, iar cei care au greșit să își asume. Dar mi se pare cumva și... un stil pompieristic așa, ceea ce se întâmplă acum. Încercăm să stingem acolo unde arde deja și că prevenția nu s-a făcut și poate că trebuie să vorbim mai mult despre asta. Da. Pentru că situația... Pentru viitor, măcar. Da. Situația actuală este un deznodământ a ceea ce s-a tot întâmplat în ultima vreme și ceea ce spuneam și mai devreme, felul în care am fost educați. Așa, acesta de a lăsa lucrurile că merg și așa și să le tratăm superficial și cei care dau legi sunt primii care nu le respectă și au fost în situații de pandemie pozați și au dat un exemplu negativ tuturor celor care trebuiau să respecte aceste reguli și atunci tinerii ce exemple au? Ei au nevoie de exemple, au nevoie de cei care dau legi și care fac restricții să fie primii care le respectă. În niciun caz să fie cei care sunt prinși în genul acesta de ipostaz. Adică, da, încercăm acum să rezolvăm ceea ce, dacă stăm să analizăm, nu avea cum să nu se întâmple. Nu, că tu ai dreptate, că mi-au cam minte acum.
la primul sau al doilea meci jucat de Bayern München după reluare. Rummenigge se stătea undeva în tribună, singur, efectiv, 30 de metri în dreapta, în stânga, era și purta mască. Și oamenii s-au întrebat totuși ce era nevoie și el a spus, păi, nu mă protejam de nimeni, că nu era nimeni în jurul meu, dar meciul e transmis și văd milioane de oameni și să le transmit un... Să fie un exemplu. Noi vrem de la tineri să fie responsabil. Cum? Cine îi învață să fie responsabil? Da. Eu îmi place să dau prea multe exemple din proprii, dar cred că asta este oportun. Când am semnat cu Ajax, înainte de a vedea vestiarul, am fost introdus pe la toate birourile din club pentru a face cunoștință cu toți oamenii care lucrează acolo și care depind de performanța pe care noi, ca și jucători, o livrăm în teren. N-ai cum să nu fii responsabil când cunoști sute de oameni și știi că oamenii ăia lucrează pentru un club. Într-adevăr, ai o scenă, ești privilegiat, dar ai și o responsabilitate. Da. Dacă nu ți se comunică această responsabilitate, nu pot după aceea să fii tras la răspundere. Știi, da, rămân atâția oameni fără salarii, atâtea familii fără venit. Adică, eu cred că acolo trebuie mers, mai în spate. Sigur că discutăm, e o problemă actuală acum și încercăm să îi dăm importanța necesară, dar eu cred că acolo este problema. La felul în care creștem copiii, la cultură, la educație, la... Sportiv, Dinamo, acum ne referim, facem abstracție de aceste cazuri. Ai vreo explicație pentru care a ajuns în această situație? Adică, realmente... să ajungi pe loc retrogradabil pentru ce ai realizat pe teren, da? Având la dispoziție salarii importante, jucători importanți, dacă comparăm cu alte echipe, ai rulat antrenori, că la precedenta emisiune i-am arătat pe toți în ultimii 5 ani și au fost niște antrenori mari și foarte mari, de la Contra la Andone, de la Claudiu Ionescu la Reni, Bratu, Miriuță și absolut toți. Care ar fi explicațiile tale, George, pentru care Dinamo a ajuns aici? Știu, cred că un numitor comun la toți acești antrenori care s-au perindat și au antrenat la Dinamo este ceea ce au spus după ce au plecat de la Dinamo. Toți au fost nemulțumiți de legăturile avute cu conducerea. Deci a fost o ruptură, cred eu, în management, între management și banca tehnică. Și cred că acolo nu au fost lucrurile așa cum trebuie. La nivel de conducere nu a existat stabilitate. Și poate... Am zis-o de mai multe ori. Într-un club ar trebui să fie un factor de echilibru peste antrenor, înainte de patron. Care să fie o persoană din fotbal care să dețină factorul tehnic și care să asigure o continuitate, un echilibru. Atunci când nu este... E o problemă. Fiecare antrenor vine cu ideile lui, cu strategia lui, cu jucătorii lui, cu viziunea lui, pleacă cu tot. Vine altul, ce ăla n-a făcut bine. E ca și constructorul care vine după la înainte și zice, păi zidarul n-a făcut bine, banul electricianul l-a pus pe unde nu trebuie. Și ți-a făcut ăsta aici. Da, și atunci, normal că e așa o barcă în derivă. Unde este un director tehnic? Am înțeles că Federația vrea să facă acum cursuri pentru director tehnic, director sportiv, da. Care să știe cu ce se mănâncă meseria aceasta. Da, de ce nu are Dăncilescu puterea în club să ofere stabilitatea necesară și să-și asume ceea ce se întâmplă la nivel de bancă tehnică, la nivel de transferuri? Și de ce? Pentru că mă gândeam acum la aia, ce se întâmplă acolo, dar nu că suntem departe, nu existăm. În general, în România, oamenii ăștia care au o imagine și care provin din foști jucători, Dănciulescu, de exemplu, Duc Adam, Sorin Cârțu și mai sunt și alte exemple, dar mi-a venit repede, sunt aduse în club mai mult ca paravan pentru suporte, dar nu să aibă putere, efectiv, să aibă semnătură, să decidă lucruri. Duc Adam a spus, eu la Steaua nu făceam nimic, doar reprezentam ca imagine clubul. Dănciulescu la Dinamo, el o spune că nu decide nimic. Ceea ce nu e în regulă, spre deosebire ce se întâmplă la Ajax, unde fostele glorii, sau mă rog, gloriile clubului conduc cu adevărat. Overmars e cel care a mers, s-a școlit aia pe nișă și atunci aia e, vedeți că nu e suficient să fii, cred, că nu e suficient să fii Overmars sau Duc Adam. Că dacă ai apărat 4 penaltiuri, nu înseamnă că ești un bun manager sportiv. Da. Nu înseamnă că obligatoriu.
fără să faci o școală, fără să fii trecut prin asta, fără să fii avut de la cine să înveți. Că una e una ce faci tu în poartă, pe teren și sutele de goluri pe care le-a dat Dănciulescu, asta nu-l transformă pe Dănciulescu într-un bun manager. Poate fi. Nu înseamnă și Overmars la fel. Uite că n-am știut. Bănuiam. A făcut o școală omul, oricât de Overmars ar fi el. Și el, și Van der Sar, care conduce clubul. Mari, uriași, fotbaliști extraordinari. Lumea nu înțelege că toate lucrurile astea nu înseamnă... A, știi altfel, poți discuta. Evident că e un avantaj important să fi venit din iarbă, cum se spune. Nu, da. Dar lucrurile astea se mai și învață altele, pentru că se și schimbă. Cluburile se transformă, sunt industrii. Nu e ca pe vremuri cu Romică Pașcu și cu Mitică Dragomir, prietenii noștri altfel. Nu mai merge. Apropo, nu te atrage o carieră în domeniul ăsta de a fi manager, director sportiv? Sau da, să și găsești patronul ăla care să te lase. Prima dată să te lase. Te simți atras, că totuși bănuiesc că vrei să faci ce-ți place. Adică nu ești într-o etapă a vieții în care ești obligat să faci ceva. Dar probabil ți-a plăcut antrenoratul, da? L-ai făcut. Da, dar mi-a plăcut și cred că îmi place mai mult să combin partea tehnică cu partea administrativă, genul de manager. Pentru că am avut norocul și oportunitatea de a cunoaște fotbalul din mai multe țări și felul în care sunt organizate mai multe cluburi. Și există această oportunitate și această nevoie, cel puțin în România, cred. Mă bucur că Federația vrea să facă lucrul acesta și anume să bage aceste licențe și cursuri. UEFA de mulți ani a implementat. Am și văzut genul acesta de cursuri, am și studiat. Și sunt lucruri interesante, care nu au legătură cu experiența fotbalistică, ceea ce spuneai tu mai devreme, Cosmin. Adică trebuie să treci puțin de partea sportivă, trebuie să intri puțin în financiar, în juridic, trebuie să înțelegi cum funcționează un club în așa fel încât să fie profitabil. Și nu poți să faci profit cu două meciuri jucate acasă, în condițiile în care... Ați văzut, numărul de spectatori este în continuă scădere, da. Și mai ales în condițiile acestea de pandemie. Nu știm ce va fi pe viitor, nu poți să te bazezi pe lucrul acesta. Și doar să depizi doar de drepturile TV. Sau, da. Spuneam, apropo de foștii jucători importanți, te-a surprins ce i s-a întâmplat lui Ducadam la FCSB? Sau te așteptai să se ajungă în acest punct? Nu. Mi-a părut rău pentru ce s-a întâmplat. Nu știu dacă m-a surprins. Nici n-aș vrea să vorbesc foarte mult, pentru că risc să jignesc, mă feresc de lucrul acesta. Sunt atâtea exemple înaintea lui Ducadam și cred că din acest punct de vedere, cred că era cumva de așteptat. Dar, na. Mă opresc aici. Sau cumva oamenii care acceptă să meargă acolo și să lucreze nu trebuie compătimiți. Și aici nu mă refer doar la Ducadam, mă refer în primul rând la antrenori. Știi că antrenorii ajung acolo, încep să-și facă meseria sau să antreneze și după care parcă ar trebui compătimiți pentru ceea ce primesc, că se fac schimbări peste capul lor, că, mă rog, au de îndurat anumite critici, chiar jigniri din partea patronului de acolo. Adică multă lume spune ok, din moment ce te duci acolo înseamnă că ți-asumi. Da, cu siguranță. Nu poți să mai spui astăzi că nu știi. Aolo, ce surpriză am, că am ajuns. Da, gen Sergiu Buș, da, care e frumos când te prezintă la palat, că da, salariu mare, după care să spunem că pe de 3 luni ai soarta lui Petre. Da? Nu era să de așteptat. It's just a matter of time, zic francezii, nu? E doar durează o anumită perioadă până când lucrurile se schimbă și avem atâtea exemple. Știți foarte bine că am mai discutat despre lucrul acesta și când a fost vorba despre Lăcătuș, când a fost vorba despre Gâlcă și când a fost vorba despre toți cei dinainte, și Dică, și Mirel, și... Din păcate, asta este problema patronului. Asta e situație. Că la Dinamo, nu pot, cred că îl poate acuza cineva pe Negoiță, că se bagă peste antrenor. A fost Andone mai devreme. Că îi face echipa. Și a spus, am antrenat acolo că îi face echipa. Că îi trimite bilețele. Da. Nu se întâmplă asta la Dinamo. Și e penultima, da?
și e penultima. Da, nu înseamnă că dacă nu te bagi, nu știu, dar vreau să zic, mă, noi trăim și într-o lume aparte, să ne înțelegem, România nu e Olanda. Poate să vină 7 de Overmars la Dinamo mâine. Deci mâine vin 7 de Overmars, cei mai pricepuți manageri sportivi nu vor avea rezultatele de la Ajax. Dacă ceri rezultate în 6 luni, nu vor avea, dar dacă le dai nu știu dacă România nici în 5 ani vor avea. Nu vor avea rezultatele la Ajax nici în 500 de ani. Da, trebuie să ai și bugetul lui Ajax. Dar repet, avem acest reper, da? Bă, Gigi Becali, patru, în care se bagă și face el tot ce face, e adevărat că n-a mai câștigat campionatul de vreo 5 ani. N-a mai câștigat de 5 ani. Da, e acolo. Și la Dinamo, unde nu se bagă patru. Din punct de vedere sportiv, din punct de vedere... Adică antrenorul nu se poate plânge că nu poate să-și facă meseria. Corect? Meseria lui de antrenor. Antrenează cum vrea, face echipa, face echipa pe care o vrea. S-a plâns din perspectiva asta. Din perspectiva asta. Da. Da. S-a plâns din altă. Și poftim rezultate. Da. În toată această perioadă ai mai primit oferte de a antrena sau de a face parte din managementul unui club? Mă refer de când te-ai despărțit de Viitorul. Nu, de când m-am despărțit de Viitorul. Cine să cautem oameni serioși? Nu mai vreți oameni serioși în fotbal cum și pregătiți? Asta? Cine să mai și vă uitați la oameni serioși, pregătiți, școliți, educați, că-i lângă mine aici. Unde? Spuneți-mi voi unde. Nu vreau să supăr pe nimeni acum. Dă-mi un club. M-am bucurat de perioada asta. Spune-mi un club în Liga 1. În bucurat, îmi scapă. Bănuiesc că ai vrea să te Nu cred că vrei să stai departe de fotbal. Sau nu simți Nu vreau să stau departe de fotbal, însă nu pot să spun nici că nu m-am bucurat de această perioadă. Sunt totuși 4 luni de zile la care nu speram. 20 de ani de când am intrat în fotbalul profesionist și clădit așa pe stres. Bineînțeles, cu bucurii, cu reușite, dar toate așa pe un factor de stres fizic și emoțional. Și aveam nevoie de o perioadă din aceasta în care să pot să fac tot ceea ce nu am reușit până atunci. Ne-am plimbat totuși prin atâtea țări, avem 5 copii născuți în 3 țări. Unul dintre ele era să se nască și în America, puțină lume știe că eram la o semnătură distanță de Seattle Sounders. Și până la urmă de ce n-ai ajuns? Că nu... Nu, trebuia să se nască al patrulea copil și am zis, ok, asta înseamnă să ne mutăm cu toată familia peste ocean, complicat. Nu este două ore până la, nu sunt două ore jumate până la Amsterdam, sunt totuși 10 până la Amsterdam, zic așa. Cred că a fost o experiență și de viață și de și sportivă, totuși să joci în Statele Unite cu totul altceva. Deci avea ocazia să se mute în America și a zis nu. Nu, da. Oare câți oameni? Bine, lăsând ce lăsai, adică nu... N-am vrut să las lucrurile acestea și atunci când vine așa o perioadă din asta în care ți se oferă timp, știți că înainte de pandemia asta, toată lumea se plângea de timp. N-am timp să-mi văd părinții, n-am timp să-mi văd un prieten, n-am... Și dintr-o dată te trezești cu timp și dacă nici atunci nu te bucuri cu el, de bucur de el, înseamnă că ai o problemă. Nici prea mult timp ăla, nu-i bun. Nu. E ca cel care toată viața își dorește bani și când câștigă la loterie, intră în panică. Nu vine când vrei tu, vine când ți-l dă pandemia. Aia e. Și atunci când ți se impune ceva, indiferent cât de bun e lucrul ăla, după care plângeai tu. Dar nu le-ai luat când ai vrut tu. Slavă Domnului, am reușit. Când ți l-a dat cineva, da. Am reușit să ne bucurăm, ne-am izolat, ne-am autoizolat la gospodăria noastră de la munte și am făcut acolo toate activitățile și toate jocurile copilăriei cu copiii noștri și ne-am bucurat, am văzut și plantele crescând, am și plantat, am făcut și ce vrei mai toate frumos, bucurile. Lasă-mă fotbalul. Ne-am încărcat bateriile. Fotbalul îți trebuie ție când asta. Spune-mi despre FCSB, venirea lui Thomas Neubert. Multă lume o privește ca pe o salvare. E atât de important în fotbalul de astăzi rolul unui preparator? Sau crezi că nu e suficient pentru a însemna performanță la un club? Da, e important. E important să ai un preparator bun. Care se limitează la partea fizică. Eu nu cred într-un preparator fizic care dintr-o dată devine antrenor principal. Ar trebui să ai oarecare experiență fotbalistică și strict pe partea tehnică pentru a performa și la nivel de antrenor principal. Acum și el spune că tot timpul când am colaborat cu... Asta este imagini de azi noapte, de când a venit inclusiv cu cățelul, cu soția. Deci, repet, Thomas Neuber spune niciodată cât timp am lucrat cu Reghe că nu mi-am depășit rolul de preparator. Că
s-a mai vehiculat ideea că de fapt el făcea multe dintre schimbări și, mă rog, poate și strategii tactice. Și el a spus nu. Și așa voi fi și de acum încolo, chiar dacă acum nu va mai fi Reghe Camp antrenor, va fi Toni Petrea cu Pintilis, doi oameni pe care îi știu. Eu mă voi rezuma la a pregăti echipa. Da. De a face prevenția accidentărilor, adică să începe... Da, bine, am auzit o declarație, domnule, să vină Neuber să ne facă fotbaliști. Adică e un pic cam exagerată declarația asta și chiar și dorința, dacă este reală, a jucătorilor. Nu știu dacă te face un preparator fizic fotbalist. În primul rând înseamnă că spune ei că nu sunt la momentul ăsta. Eu înțeleg ce vreau să spună fotbalist. Ei se cred fotbaliști, dar nu pot să alerge. Bănuiesc că asta au un cap. Adică n-au pregătirea fizică, talentie. Da, dar e și porumbelul. Să ne facă fotbaliști că noi nu suntem fotbaliști. Că noi nu suntem, da. Da, da, dacă aștepți vorba lui George, dacă aștepți de la un preparator fizic, de la un antrenor... Ori nu e regulă, ori ești atât de slab încât ești disperat. Ești disperat. Să vină omul să ne pună pe picioare, cu alte cuvinte. Să ne pună pe picioare, nu? Ceea ce nu e regulă pentru cei care au fost înainte. Dacă tu ai simțit, de exemplu, diferențe mari între ceea ce făceai cât timp ai jucat la Steaua. Dar eu mă refer din perspectivă de pregătire fizică, comparat cu ce făceai la Ajax. Adică ai avut... Da, era mult mai intens acolo. Erau exercițiile aveau o durată mai mare. Antrenamentul în sine era mai scurt, adică în loc de 2 ore, să spunem, ne antrenam o oră maxim, însă o oră intens și nu aveai pauze lungi, că treceai de la un atelier la altul. Și asta l-am resimțit din plin, genul acesta de antrenament. Țin minte că am avut febră musculară vreo o lună și jumătate, însă mă simțeam mult mai puternic din punct de vedere fizic. Bineînțeles că te ajută, însă n-aș putea spune că m-a făcut mai fotbalist. Faptul că jucam cu alți fotbaliști sau cu fotbaliști de un anumit nivel, asta îți ridică puțin atitudinea, expresia ta în teren, poate câteodată și execuțiile, pentru că ești concentrat 100% și atunci... Dar diferența cea mai mare am simțit-o la nivel mental. Pentru că jucând în fiecare săptămână, uneori de 2 ori pe săptămână, cu 55.000 de oameni în tribune, presiunea aceasta de a câștiga fiecare meci fiind atât de evidentă și constantă, e destul de greu să reziști. Și revin la ceea ce spuneam mai devreme. Atunci când forțele se egalizează, da, cel care rezistă e cel care face... față din punct de vedere mental și acolo trebuie, de acolo trebuie construit. De aici, că pe forță. Pe forță se lucrează. Tehnica poți să o crești de la 5% la infinit. Chestiunea asta mi-o spunea Andrei Vochin, citind în cărțile pe care le-au scris Klopp, Guardiola și Capello. De exemplu, dacă sunt 4 jucători care au aceeași calități, cele 4 calități importante, da, tehnic, forță, viteză și factorul emoțional, pe care îl alegi. Și toți spuneau, îl aleg pe cel care mental stă mai bine, pentru că acolo se face diferența dacă au și celelalte calități, cine rezistă mai bine la presiune. Da, și de interpretarea situațiilor de joc și a spațiilor în teren și multe pleacă de la cap. Da. Spunea că urmează Real Madrid-Villarreal la ora 22. Este un meci foarte important pentru Real. E adevărat că nu este ultima etapă în Spania. 4 puncte avans pentru Real Madrid și avantajul meciurilor directe cu Barcelona. Pentru a nu fi interesată Real de ceea ce face Barcelona, trebuie să câștige în această seară, să-și asigure matematic un titlu de campioană. Realmente surprinzător, dacă e să ne raportăm în momentul în care vine Zidane. Adică nu cred că s-ar fi gândit. Adică Zidane a venit acum un an jumate. Păi nu, dar echipa era... Un an jumate, bine, un an jumate, că suntem în iulie. El a venit în anul trecut. Știu, dar echipa era dărâmată, adică nu era o echipă care să spună că poți să o revitalizezi așa repede și să... Da, nici transferurile nu i-au ieșit. Nu i-au ieșit, da. Hazard și Jovic. Da. Trebuie să ne oprim, Cosmin, pentru că începe meciul. Mulțumesc mult, George Ogăraru, pentru prezență. Real Madrid, Villarreal, urmărim acest meci care o poate face pe Real campioană.